Așa cum am promis, astăzi o să vă fac un tutorial a unui sistem de alarmă Starline, renumit în lumea estică mai mult decât în lumea vestică, pe care eu am fost foarte mulțumit instalându-l pe 3 autoturisme, acest sistem de alarmă. Și așa cum am promis administratorului de forum, o să încerc astăzi să fac o demonstrație pe aplicație și pe cheie a tuturor funcțiilor pe care le-am dobândit ulterioare instalării acestui sistem. De început, începem să prezint doar în primul rând cheia, da? Așa cum este, și acest tag, da? Care ține în loc de cheie sau de securitate în caz de pot să recuperez anumite funcții ale cheii pe care le pierd. În primul rând, să închid mașina, da? Am închis autoturismul, ea este închisă în momentul de față, cheia și telefonul sunt la mine. Cheia este, telefonul și tot ce înseamnă securitatea datelor este pe telefon. Cheia este doar un mijloc de comunicație în momentul de față. El având un modul GPRS încorporat în care pot monitoriza autoturismul pe toată această perioadă. Pentru pornirea motorului din casă, doar cu cheie, fără telefon, da? Vă voi prezenta. De 3 ori pornit 1, 2, 3 și acum va porni autoturismul. În momentul de față, autoturismul a pornit din cele 3 taste pornite cu cheia, la fel cum și pot opri tot din cheie, fără telefon, da? Pot opri din cheie, 1, 2, 3 și autoturismul se va opri. Da? În momentul ăsta am făcut această funcție doar pe cheie. Acum cheia o să o pun pe parbriz, da? Și voi deschide aplicația. Voi deschide aplicația Starline, da? În care în momentul de față îmi prezintă tot ce înseamnă motorul și alte funcții. Voi lua întâi deschiderea și închiderea mașinii, da? Se ține apăsat pe funcție. Jos îmi prezintă doar că unde este locația mașinii în momentul de față. Acum mașina este închisă. Și în momentul de față, prin mesajul respectiv, mașina s-a deschis. O voi închide la loc. Asta este funcția de armare și dezarmare. Pornirea motorului din casă, pe aplicație. Ți-a apăsat câteva secunde pe modulul de motor și în momentul de față motorul a pornit. Se va scoate și acest sunet pe soft și îți va arăta că motorul este pornit prin funcția respectivă și prin logul respectiv în care este prezentat. La fel și pe oprirea motorului, da? În momentul de față s-a oprit motorul, îmi va spune mesajul motorul este oprit, da? Și se va arăta această cupolă. Funcții suplimentare, pe lângă acesta, se întâmplă ca în soft să arate numărul de credite, bateria, voltajul bateriei, temperatura exterioară, temperatura motorului, da? Câți litri mai am, câți kilometri am, da? Ia o funcție din ODO. Ca funcții suplimentare și încep să spun controlul motorului de alarmă, controlul motorului și semnalele respective. Acestea, porțiunea de sus, sunt doar șorcaturi pe display. Următoarea chestie este controlul modulului antifurt. În momentul când apeși pe acest modul, pe această funcție, cheile nu se mai pot funcționa. Adică în caz de furt, prin această apăsare, cheile se șterg din funcția lor și codul pe care se generează în sistem face un fel de erase la nivelul cheilor. Adică cheile nu mai sunt funcționale și cel care a furat nu poate folosi cheile. Trebuie să rescripționeze. Rescripționarea se face numai cu acest telefon, nu cu altceva. Controlul modulului service, la fel, se face printr-o altă chestie. Controlul modulului a mâini libere. Dacă vreau să folosesc mâini libere doar prin funcții de Google, da, și folosesc chestia asta, folosesc fără mâini. da? Actualizarea SOC. Poziția geo solicitată și atunci, în momentul când apar poziția geo, îmi apare ca funcție unde este mașina. Deschiderea portbagajului. O altă funcție este deschiderea portbagajului. O să mă dau puțin mai într-o parte, tocmai ca să vedeți. Da, deschiderea portbagajului. Durează puțin până comunică prin... Nu am un semnal atât de bun. Am ajuns astăzi la mare și nu am un semnal atât de bun încât să pot să fac... Încerc să găsesc un... Da? În momentul de față portbagajul se deschide, stați că am... Ok. Îi dădusem și funcția de închidere, dar să mai dau încă o dată. Ia. Ok. În momentul de față portbagajul se deschide. Da? Tot prin apăsarea funcției de deschidere portbagaj se închide haionul. Armați și dezarmați, la fel, armați și dezarmați, da? Sună dispozitivul. La momentul când cineva îți fură mașina sau vrei să intervievezi acel personaj care ți-a furat mașina, poți suna pe acest modul și în momentul ăsta intri peste modulul din interiorul mașinii. Pormă, o pornire și oprire motor pe care am făcut-o mai devreme, prezentarea respectivă pe care am făcut-o mai respectivă. Rulați programul logic. În programul logic sunt anumite programe pe care poți să le dezvolți, gen fiind un program fix, de exemplu dimineața la ora 7 să pornești mașina să se încălzească sau să se răcească, gen la ora 18 la fel, când pleci de la serviciu să o găsești rece sau caldă. Acest rulați program logic și flexibil îți permite lucrul ăsta. În plus, față de toate aceste lucruri, am acest buton de dezaburire prin care pe timpul iernii pleacă tot ce înseamnă încălzire și se dezaburește mașina, pe care o pot activa tot, da? Și în momentul când o pornesc motorul, prin pornirea motorului pe funcția respectivă îmi pleacă dezaburirea, dar întâi trebuie pornit motorul, deci pornirea motorului. Ok, pornesc motorul. Da, imediat a plecat motorul, da, și acum în momentul de față îmi arată semnalul acustic că a pornit motorul și pornesc și dezaburirea prin aprinderea becului galben din panoul de la climă. Mai încerc o dată să-l pornesc, că semnalul e cam prostuț. Gata. În momentul ăsta este pornit. Se vede becul galben aprins în bord la climă. Ea a fost instalată de către firma Tornado din București, pe care le mulțumesc, pe care asta le și mulțumesc. Nu este o reclamă asupra firmei respective, pur și simplu este doar alegerea noastră a cumpărătorilor vis-a-vis de tot ce înseamnă un produs ieftin și în care să-ți faci... Alegerea produsului respectiv este strict alegerea noastră. Pe această cale, pentru alte informații, vă mulțumesc și ne vedem cu alte informații pe forum. Mulțumesc!